Cel mai mult îmi place aici la voi că se cântă live. Tu știi foarte bine, noi suntem oameni de live. Hey buddy, hey buddy, hey buddy. Așa, doamnelor și domnilor, m-a păcălit și, de fapt, am făcut un program ca la nuntă. Bănuiesc că pentru 6 ore n-ai nimic de făcut. Mi-ai spus 3 ore și 3 ore în limbaj. În ore Brenciu. Sunt 6 ore, mai, da. Păcate, reputația te precede. Dacă ai să găsești în poze violete, mați și roze, ei vei câștiga pururi. Hai să îți zic de la început, da? Ca să ne știm din ce în ce mai bine. Asta vreau. Bun, Doamne ajută. Eu nu cânt. Nici ureche muzicală nu am. Deci nu știu practic de ce am venit. Nu știu de ce m-ai chemat. Foaie verde maghirană m-a făcut mama Oltean, măi. Hai să vezi ce plec eu cântând. Las geamurile la mine. Știi de ce o să fiu? Îți spun eu, vin la Vocea României, la Blind. O să vă întoarceți cu tot. Hiculescu, te iubesc foarte mult. Nu uita să duci gunoiul, că te rog în fiecare zi și nu mai suport. Bagă, zi tu cum arată sufletul. Ah, era Mincu? Da! N-ai un spătar? La podcast noi avem? Nu, eu un one man show. Trebuie să scoală la 4, merge la pescuit. Merge la tenis, se întoarce acasă. Copii, dormiți? Bună dimineața, a venit tata. Adă harponul ăla, că mâine am podcast. Mă văd cu băieții mei. Face chetă, face chetă. Pune tu și spune eu trei. Face chetă, face chetă. Vezi la capul și Matei. Doamne, mă gândeam eu vreodată în viața asta. Când eram mai mic așa și mă uitam la Vocea României. Efectiv, nu mă gândeam că vreodată o să fiu cu Horia Vrenciu la masă să cântăm o piesă pe care am eu într-un rit. Bă, băiatul. E primul tău podcast ăsta? Este primul meu podcast din viața mea și sper să nu spun tot. Mă gândesc non-stop la tine. E prea târziu acum să te întorci din drum. Știi bine. Chiar de aici. Te iubesc, Horia, oricum eu te iubesc. Let me try, let me try. Deci asta faci tu în fiecare luni seara? Da, n-avem.